Aici avem elementele kitului de ambreiaj, discul, placa și rulmentul de presiune. Placa de discul de ambreiaj vine montat cu înscrisul Flywheel Side, adică spre volantă. Iar butucul discului trebuie să intre în placă. Aici avem o priză într-o cutie de viteză pentru centarea discului pe placă, ca să intre priza la cutie foarte ușor. Am montat discul și placa pe volantă pentru a ușura fixarea plăcii pe volantă. Am folosit două șuruburi de ghidaj, două prezone, ca să stea placa, și acum le demontăm. Placa a venit, discul de ambreiaj a venit cu înscrisul Flywheel Side către interior, iar butucul discului cu rulmenții, cu arcurile de amortizor de șoc, intră în interiorul plăcii. Aici avem siguranța de la rulment. Avem o priză pentru centrare. Vârful ăsta se centrează în rulmentul de sprijin din placă. Iar ghidarea trebuie să fie perfectă ca să reușesc să cuplez ușor cutia. Unele kituri de discuri de ambreiaj de plăci vin cu niște agrafe aici. În momentul când strângi placa pe volantă, se eliberează agrafa și poți să-i scoți agrafa. Cu chestia asta poți să urmărești și uzura discului de ambreiaj, pentru că dacă aceasta e foarte aproape de placă, înseamnă că discul e subțire. Bine, problema că nu prea ai acces aici, gaura de vizitare a discului e pe aici, pentru dantura de să tragem motorul la punct. Mai avem rulmentul de presiune, care este acesta, și el vine montat cu vârful în sus. După ce se montează pe furcă, cu ajutorul unui levier se împinge furca către spate, ca să împingă, să cupleze discul, să cupleze rulmentul în placă, în această siguranță. Ambreiajul la camioane este ca principiu pe invers față de ambreiajul la turisme, adică în momentul când cilindrul de ambreiaj care este aici. Aici avem cilindrul de ambreiaj. Cilindrul de ambreiaj face acționarea mecanismului ambreiaj, adică disc placă. El este un servomecanism asistat pneumatic. Aici avem partea hidraulică de la pedala de frână, de la pedala de ambreiaj, care acționează asupra acestei supape. Supapa aceasta realizează controlul presiunii și volumul de aer din cilindrul principal care acționează ambreiajul. Aici avem un senzor de poziție. Prin acest senzor de poziție, ZBR-ul, calculatorul, unul din calculatoarele de gestionare a camionului, alemanului, vede uzura discului de ambreiaj și confirmă schimbarea jumătăților. În momentul când dai de jumătate, de exemplu, triunghiul la jumătate e jos, dai pe dreptele mari, triunghiul trece în sus și începe să licăre. În momentul când ai călcat ambreiajul, adică a văzut deplasare pe acest senzor de poziție, îți confirmă și îți schimbă jumătatea de pe mic pe mare și invers. În momentul când se schimbă discul de ambreiaj, să face ceva, să umble pe la cutie, dacă se schimbă discul de ambreiaj, trebuie intrat în și calibrat ambreiajul și dat, de exemplu, dacă e disc nou, îi dai calibrare disc nou. Și o să-ți ceară niște parametri, să cargi ambreiajul, menții pedala apăsată, confirmi noua valoare de ambreiaj. Dacă umbli pe la ambreiaj, tot la fel, demontezi cilindru, deconectezi mufe, ar fi bine făcută o recalibrare ambreiaj vechi.
Pentru că dacă nu se face această calibrare sau se rup firele la asta sau apare o rezistență parazitară pe acest senzor, îți va schimba jumătățile fără confirmarea cu pedala de ambreiaj. Și acest lucru este destul de periculos, pentru că dacă ai dat jumătatea și ți-a și luat jumătatea, fără să ai călcat ambreiajul, poate să rupă sincroanele sau să dărâmă frâna pe la intrarea pe ax pe jumătăți și va trebui demontată cutia și o manoperă și o lucrare mai costisitoare. Aici avem tija cilindrului de ambreiaj, el are un arc în untul care stă tot timpul presat ca să copieze uzura discului de ambreiaj. Așa, și partea de aer, partea de acționare, aici e refularea, supapa de alimentare a cilindrului de ambreiaj, senzorul de poziție și partea de hidraulică de control al acestei supape. Am să fac un tutorial separat de cu piesele care sunt în interiorul cilindrului.